Da, continuă actualitatea și continuăm să discutăm despre scandalul Băstroie, mai ales că un document guvernamental oficial dovedește că autoritățile de la noi au analizat minuțios situația de pe Băstroie și consecințele lucrărilor încă de anul trecut. Ceea ce contrazice teza președintelui Iohannis că nu știm ce se petrece acolo și că trebuie să verificăm. Dar, bineînțeles, ridică și întrebarea de ce nu au spus nimic încă de atunci Grindeanu și Ciolacu. Acum, Ciolacu e foarte vocal, așa cum vedem, de câteva zile. Astăzi spune, nu suntem proruși, dar avem dreptul la propria opinie. Vă reamintesc că ieri Iohannis l-a atacat valat pe ministrul transporturilor, l-a atacat și pe Ciolacu, au spus că vor să obțină politicienii capital electoral din subiectul lărgirii canalului Băstroie de către Ucraina. La toate televiziunile, tot ce înseamnă social media, se vorbea de acest lucru și oamenii așteaptă de la noi politicienii să avem o reacție. Nu să ne ascundem sau să spunem că trăim într-o, e așa, o nebuloasă. Sunt ferm convins că domnul președinte Klaus Iohannis este cel mai informat om din România. Ocup funcția de președinte al Camerei ca fiecare dintre noi, funcțiile pe care le ocupăm. Cred că ar fi trebuit să cunoaștem mai mult din acest aspect, dar, repet, avem și dreptul de a avea propria opinie. Asta nu e opinie că creăm un conflict sau suntem proruși, că deja există un semnal de alarmă ceea ce privește adâncimea canalului Băstroie și încălcarea unor acorduri internaționale. Da. Ce fac politicienii, ce agendă au, cum servește ea interesele Moscovei, indirect sau direct, sigur, e treaba lor, e și treaba noastră, dar e treaba lor atunci când aleg să comunice pe subiectul ăsta. Treaba noastră aici de jurnaliști este să vedem totuși cum stau lucrurile și ce performanță au autoritățile române când tratează subiectul ăsta, că aici e marele semn de întrebare. Avem acest document al administrației fluviale a Dunării de Jos, subordonată Ministerului Transporturilor, care dovedește că știam despre ce se întâmplă acolo încă de vara trecută și nu doar că partea română știa, dar acest document enumeră o serie de nereguli pe care le constată și are o serie de plângeri la adresa a ceea ce se întâmplă acolo. Și o să vă arăt ceva mai încolo, că au mai fost plângeri și la Comisia Europeană. Deci, noi de vara trecută știm ce se întâmplă acolo, iar președintele ne spune că, de fapt, nu știm și trebuie să verificăm. Hai să ne uităm întâi la asta, că după aia, sigur, putem să vedem și ce jocuri fac Ciolacu cu Grindeanu. Domnul Ciolacu calcă în străchine așa, cu un pas după altul. În primul rând, când e șef de partid și ocupă funcție publică și ești la guvernare, tu n-ai dreptul la opinie. Exact. Tu ai răspunderea la scoate pe vorbă, pe gură, lucruri informate pe care să le comunici populației. Dreptul la opinie avem noi aici, dar și noi avem o răspundere să nu lansăm OZN-uri acum să isterizăm lumea. Dar când ești ministru ploii ca Grindeanu, tu nu poți să vii la televizor să zici, băi, era plouat, fără să știi. Tu te duci, întâi te informezi, aduci informația și o spui oamenilor. Deci nu faci isterie publică. Ori ei nici nu au senzația asta că ei ar trebui să se informeze, pentru că ei conduc țara, ei sunt coaliția de guvernare. Da, domnul Ciolacu mai și minte, pentru că el spune că întâi s-a discutat la TV și el a reacționat pentru că s-a dat la TV, în timp ce domnul Grindeanu, care de la el a pornit de fapt, spune că a fost informat la începutul săptămânii trecute, de fapt, de structurile teritoriale ale Ministerului de Transport. Care Minister Transportului? Asta nu știu. Ăla-i pe teritoriul Ucrainei. Deci sunt niște minciuni cât casa. În niciun caz nu de la televiziuni, cum zice domnul Ciolacu. Au orchestrat chestia asta politică, adevărat că s-a răstogolit din secunda 1, s-a dus pe rețele, toată lumea era pregătită, din motive electorale interne, ca să nu-i depășească cumva aurul pe partea dreaptă cu teme național, xenofobe, război, chestii. Este clar asta. Bun. Dacă domnul Grindeanu avea documentul ăsta, ar fi putut să se lamenteze anul trecut. Dacă nu l-avea, atunci e o problemă de competență în relația administrației Dunării de Jos, conducerea ministerului. Nu administratorii, nu navigatorii fluviale au ieșit cu știrea, că ea probabil au idee ce se întâmplă. Ucraina e o țară în război. De asta vară până acum se întâmplă lucruri și la ei, să contrazici un ministru cu altul, sunt bombardamente. Am văzut, și asta e informație sigură, că acum câțiva ani, adâncimea
canalului Bistro era 6,5. Între timp, ei n-au mai avut bani, s-au luat cu altele, n-au mai dragat, n-au mai curățat, s-au depus aluviuni. Acum îl curăță adâncindu-l. Acum întrebați dumneavoastră ce înseamnă chestia asta. Chestia e neclară. Alții, tot din Ucraina, alt ministru, are alte planuri. Vrea să-l adâncească și mai mult. Poate că și asta este real. Dar asta, acest diferend, pe o chestie tehnică, proiect hidrotehnic, se rezolvă în cadrele cu un expert al Comisiei Europene alături. Ucraina are multe proiecte moștenite. Și ăsta e un proiect moștenit, că nu l-a pornit administrația lui Zelenski. Ca și când guvernul USR azi ia din urmă niște chestii de acum 15 ani. Există un proiect mult mai periculos în sus pe Nistru de Moldova, la Novodnistrovsk, o centrală hidroelectrică, care dacă s-a făcut jumate și dacă o fac, ia jumătate din debitul Nistrului, care alimentează Chișinău cu apă. Moldova a avut un diferent cu ucrainienii de mulți ani. Sunt multe, multe, pot să vă dau multe exemple unde Ucraina are astfel de diferente cu vecinii, dar toți avem în UE. Bun. Astea se rezolvă după niște reguli. Perfect. În UE. Dar să facem un pic de ordine în afirmațiile politicienilor. Grindeanu și Ciolacu... Exact, să zicem... ministrul la putere, el trebuie să ne informeze ministrul care e realitatea, putere, nu să vorbesc ca baba putere, pe șanț. Ministrul la putere, înțelegem că avea acest raport încă de vara trecută. Îl avea. Rămâne această întrebare. De ce Grindeanu și prin extensie Ciolacu, mă rog, colegului de partid, nu au spus ce se întâmplă? Pentru că fac campanie trecută. Pentru la anul. Ăsta e răspunsul și nu le pasă. Ceea ce înseamnă că au ținut raportul la sertar. Asta e evident, Tudor. Au ținut raportul la sertar. Anul trecut, poate era un pic mai dificil să ridici problema asta public, da? Pentru că lumea era preocupată cu ajutorarea Ucrainei, că era pe... Valul de emoție era al anul trecut. Exact cum spune Sorinuță. Te duceai la Bruxelles și anunțai frumos fără să anunți presa. Dom'le, uite-ți niște probleme. Oamenii ne-au anunțat că au adâncit. Știți, există niște... Da, poți să anunți presa. Dai un comunicat rece și ne isterizăm noi dacă e. Că noi avem dreptul. Dar nu ministru, ci șeful Parlamentului. Exact. Să dea cu bățul în mușuroiul de piesă. Ei au pus această temă într-un insectar electoral și au scos-o într-un moment în care colegii de la defa.ro scriu 28% a ajuns PSD-ul, deci e pe trend descendent. Aur e la 20%, PNL-ul era 22, da? Deci să strânge distanța, cursa. Și atunci au scos povestea asta într-un mod cu totul irresponsabil și într-un mod în care domnul Grindeanu să-mi fie cu iertare. Se face realmente de râs. Adică el nu poate, el ca ministru cu instituții în subordine care au totuși poate să măsoare debitul de pe chilia eventual, că nu poate să meargă la Băstruie. Dar dacă s-a adâncit Băstruie, mai scade debitul pe chilia. Îl măsori pe ăla, vezi ce se întâmplă. Adică putea să aibă niște informații. Habar n-avea despre ce vorbește. Bun, da? Ce și acum, informații? Acum îmi cer scuze. Acum, astăzi postează 3 nave pe Facebook, aliniate așa ca la ca în Coreea de Nord și anunță, domnule, suntem pregătiți, așteptăm acceptul să intrăm pe Băstruie și să măsurăm. Să măsurăm, da. Dar nu putea înainte să măsoare, înainte să vorbească, că suna la Kiev. Da, domnule, lăsați-i și pe noi să da. Exact. L-au refuzat cum vreau Ucrainii. Motivul pentru care domnul Grindeanu vorbește înainte să măsoare era că știa deja de vara trecută, repet, ce se întâmplă acolo prin acest raport al administrației fluviale a Dunării de Jos. 27 iulie 2022. Deci dacă vroia să uite ce constatăm, ce ne nemulțumește, putea să spună Tudor, mai am atunci. Un singur lucru de adăugat, îmi cer scuze. E prima dată când retorica electorală a PSD-ului se suprapune perfect cu interesele de propagandă ale Rusiei. Perfect, da? Mm-hmm. Tema asta, deci nu există diferențe, da? Adică domnul Grindeanu, ca să crească în sondaje, face un serviciu fantastic propagandei rusești, care nici nu spera la pleașca asta, da? Da. Vă referiți la guvernarea asta, că în trecut au mai avut. Iulian Iancu vorbea pentru Gazprom. Da. La guvernarea asta, la povestea asta. Bun, interesele mele nu se suprapun sub nicio formă cu ale Moscovei și tot vreau să întreb de ce președintele Iohannis a favorizat tot acest concert al domnilor Ciolacu și Grindeanu. N-are oare nicio vină în momentul în care duplicitar înțelegem, zice stai că nu știm despre ce e vorba, dar de fapt noi știm de anul trecut că ei fac niște lucrări pentru că trebuie să transporte cu nave mai mari. Adică rezultă că știa că oamenii adâncesc canalul. N-ar fi fost bine ca de la vârful statului să primim aceste clarificări și acest semnal atunci? Mă gândesc. Evident. Da, adică tocmai ca să, nu știu, poate să-i acuze cât vrea pe Ciolacu și Grindeanu că fac jocurile Moscovei. Pe noi nu.
mă tem. Adică simplu fapt că punem întrebări și chestionăm chiar prestația domniei sale de președinte, nu cred că se aliniază cu interesele Moscovei, se aliniază cu interesul public. Să facă joc cu Moscovei. Da. Ziceam doar că el are interese electorale și că narativele astea se suprapun. Da, nu adică, te contrazic, e foarte plauzibil. Și eu discut despre asta. Și dar eu mă întreb, de ce îi lasă Iohannis să joace cu chestia asta? M-a supărat foarte tare declarația aceea unui oficial ucrainean care ne-a aruncat-o așa în nas, spunându-ne, domnule, noi avem război, avem alte treburi mai importante decât băstrebe. Nu e ok. Nu răspunzi așa, da? Adică e clar că băieții ăștia au dragat și au băgat, au setat adâncimea un pic și zic, bă, cât avem nevoie să vină niște vapoare cu cereale? Păi, dumneavoastră, credeți că e foarte mare coordonarea încolo în ce face Ucraina pe o chestie de asta? Nu e secundară, pentru că e o nevoie de căile astea de comunicație, dar anul trecut, jumătate de an, au stat 150 de nave la gura brațului Sulina, glumeau ăștia din Sulina, ăla e orașul plutitor, nu reușeau, deci era bine pentru mediu să... Adică nu puteai să le duci, așteptai că voia să facă ceva. Nu stau mult pe gânduri când e sub rău. Ei se mai cowboy, așa, deci vor așa niște este, vecini dificili. Uite ce spun ucrainenii. Cum noi am notificat partea română. Cu inflamări și cu... Exact. Noi am notificat partea română, zic ucrainenii, de vara trecută, nu e o nouă construcție, e o adâncire operațională, n-a fost nevoie de creșterea adâncimii, acum există o astfel de necesitate. Nu e singur oficial ucrainean și Ministerul Infrastructurii a mai postat pe Twitter, adică oamenii aceștia recunosc cumva deschis, noi avem nevoie de chestia asta și o facem. Și o să ne consultăm și cu partea română. Nu înseamnă că ne sfidează neapărat, înseamnă că își rezolvă o problemă urgentă în stare de război. Da, hai să ne aliniem, mă gândesc. Da, și parțial e corect, pentru că în situații critice, iei măsuri uneori care trec linia normalității. Nu? Până la urmă, ok, nu sunt specialist în ecologie, nu mă bag în zona asta, dar... acolo se adună nămol continuu, se colmatează permanent. Adică dacă pentru o lună, două, cinci, acești oameni au nevoie să scoată cereale din țară și asta să-i ajute economic, nu cred că ar fi fost o dramă atât de mare, cum a zis domnul Ciolacu, că nu ne vindem sau cum, nu, ne apărăm delta cu prețul negocierilor. Adică putea fi o negociere aici. Dom'le, haideți, câteva luni închidem și noi ochii, că nu e nicio problemă, să vă adunăm, nămolul ăla va veni înapoi și se va rezolva problema. Noua seară în emisiune, Răzvan ne-a spus un biolog marin că intrăm într-o zonă roșie de alarmă după un an și jumătate pentru mediu, pentru fauna din delta Dunării. Tocmai. Nu înseamnă că ar trebui să încurajăm chestia asta, dar spunea, un an și jumătate ne-am putea permite, deci, fără daune majore, ca ei să lărgească canalul ăla și să transporte deci, poate acolo. Poate că adâncesc mai mult poate decât că trebuie, trebuie, da. Să... Nu e totuși ironic să sară baronii PSD, care călăresc delta de 10 ani. Au depus puzuri să betoneze Sulina până în plajă, să facă drumuri, să facă nu știu cât, pe plus 11 la Sulina. Baronii au furat un miliard din banii europeni, anchetă pe ei cu Procuratura Europeană, pe banii furați din delta. Că i-au mutat la, în altă parte. La imediat, PSD a făcut aceste lucruri în delta. Deci ei ies cu chestia asta, că se leagă cu lanțul de delta. Și vreau să mai remarc un lucru foarte interesant. Domnul Grindeanu nu este la primul scandal de genul ăsta sau la prima isterizare de aceasta. El s-a mai remarcat anul trecut când a ieșit cu acea poveste cu suporterii maghiari de la un meci de hockey care au cântat imnul secuiesc. Da. Tot el a fost cel care, deci din toți atrolul, el care era, a ieșit și a făcut dar o mare casă. Dar nu s-a supărat Kelemen Hunor. Sunt împreună trolează Ucraina acum. Da, absolut. Domnul Kelemen Hunor e pe PSD, e ok. Absolut. Nu are nicio problemă cu PSD. Eu nu cred că e o coincidență aici. Faptul că tot domnul Grindeanu și anul trecut a băgat o chestie de-asta naționalistă, că, domne, să interpretează, domne, imnul ăla în țară la noi și acum tot el apare cu această chestie. Deci care e problema cu imnul secuiesc? Păi nu e nicio problemă, tocmai. Și nici măcar nu era un cadru oficial. Niște suporteri interpretează un imn. Și noi acum putem să ne apucăm să interpretăm orice imn vrem noi. Asta ia Lomiței. Exact. Ia și de la mine. Mă întorc la ideea că partea română știa și nu știa doar vara trecută, știa și în 16 februarie când reprezentanța României la Comisia Europeană trimite directoratului de acolo, de transporturi, o notă în care se referă la subiectul ăsta și spune partea ucraineană susține că aceste lucrări nu au un impact asupra mediului, însă nu a realizat vreun studiu prin care să ne convingă de acest lucru fundamentat științific.
Autoritățile ucrainene derulează și în prezent activități de dragaj, deci atenție, pe 16 februarie, acum câteva zile, fără informarea autorităților române și cu încălcarea dispozițiilor convenționale. Deci noi am reclamat, prin reprezentanța României la Comisia Europeană, acest lucru și acum, foarte recent. Gheorghe Alomițeanu, ce înțelegeți din jocul ăsta? Cine ce joc face? E joc politic, într-adevăr, o fi și realitatea acolo, dar domnul Grindeanu putea să facă un lucru simplu. Dacă a fost informat ca ministru, făcea un memorandum și îl prezenta în guvern. Și guvernul lua o decizie, discuta cu guvernul din Ucraina sau Comisia Europeană, asta trebuia să facă, nu să se trezească că acolo se întâmplă niște lucruri. Pentru că era ministerul care avea toate informațiile și instituțiile din subordine. Și atunci trebuia să ia o decizie de genul acesta, informa guvernul, informa pe președinte, se punea altfel să discuta. Asta e procedura. Nu să-l politizezi și să ieși în spațiu public că, domnule, ce se întâmplă? Domnul Ciolacu trebuia să știe de la ministrul Grindeanu ce se întâmplă acolo și înainte să iasă, trebuia să se documenteze. Adică Ministerul Transporturilor știa. Putea să discute împreună cu, adică cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Mediului, dar s-a încercat politizarea, într-adevăr, că, uite, domne, ni se distruge Delta Dunării. Nu sunt specialist, probabil că sunt niște probleme, dar, cum spunea și domnul Ioniță, s-a construit acolo, chiar vrea să se facă un paradis fiscal în perioada domnului Dragnea. E și vorba și de o investigație de la Comisia Europeană privind niște fonduri europene, cum s-au cheltuit pe timpul domnului ministru Teodorovici. Sunt multe probleme acolo, dar într-adevăr trebuie reacționat, dar reacționezi instituțional, nu ești în spațiu public și să începi să spui, Doamne, ce e acolo, mai ales când ești la guvernat. Da, eu continui să nu înțeleg de ce, dacă lucrurile astea erau cunoscute, nimeni nu a preîntâmpinat situația asta, spunând încă de atunci, există aceste lucrări, probabil că afectează mediul. Ne asumăm să tolerăm această situație o vreme, astfel încât ucrainenii să-și poată transporta cerealele, că tot noi românii nu suntem în stare să-i ajutăm mai mult pe brațul Sulina, de stau navele la coadă. Și atunci, cred că toată lumea era mulțumită, domnilor Ciolacu și Grindeanu li se retezau populismele din start și aurismele, sau cum le mai spuneți, și Iohannis ieșea bărbătește din iulie și zicea, oameni buni, să vă spun eu o situație. Voastră, presupune nu? Guvernare funcțională, în care instituțiile pot citi o realitate la timp, informează, nivelul de decizie ia o decizie, lucrurile astea la noi nu merg, nu vedeți că nici la Bruxelles nu se duc să ia parte la foarte multe decizii, trimit funcționari care n-au mandat foarte clar, ia să duc doar ca să ocupe scaunul României. Deci, de ce ne mirăm că trec lucrurile pe lângă ei, neobservate și fără capacitatea de a reacționa? Adică asta înseamnă slăbiciunea guvernării, care e o chestie cronică. Nici măcar nu ține de actualul guvern. Explicați-mi, vă rog, dacă Ciolacu și Grindeanu sunt populiști și se suprapun interesele Moscovei, cum apare Aurescu, care îl cheamă pe ambasadorul Ucrainei, mă rog, Ministerul de Externe? Pe ordin. Așa, și îl cheamă să întrebe ce e acolo, dar noi de fapt știm că nu vrem să chestionăm ce e acolo ca să nu chestionăm sprijinul dat Ucrainei, că și asta mi se pare că se bate cap în cap. Adică, dacă nu vrem să chestionăm și să facem valuri, de ce mai facem tot baletul ăsta? Ca după aia să aflăm penibil că noi știam de mult? Modul în care autoritățile au gestionat povestea asta e de manualul relelor practice din politică. Adică pare un fel de grădiniță aici. Da, da, evident că n-a existat o... Nici ce, coordonare mult, e un cuvânt pretențios. Deci dacă ne uităm așa în ultimul an de zile, ne dăm seama că nu e, poate fi vorba de așa ceva. Dar repet, povestea asta a sărit domnul Grindeanu din baie, cum se spune, da? Și toată lumea a luat-o și a rostogolit-o, fiecare după propriul... Bă, ăștia de la PNL au fost prinși oarecum nepregătiți, nu știau exact, nu știau cum să... Nu aveau informări, nu aveau nici instituții în subordine ca să verifice informații, toate erau de la PSD, că PSD a luat... Domnul Ciuc a avut chiar o reacție decentă într-o primă fază. Da. Că să vedem, să analizăm, mă rog, ulterior, prea târziu. Da. Dacă ai capacitate de guvernare și ești lider, vă spun. Asta, Delta este foarte importantă. Problema asta nu e atât de mare cât e cea de pe ministru. Tu te duceai, ajutai pe doamna ministru a mediului din Moldova, care e o femeie de mare ispravă, să gestioneze cu ucrainienii relația cu acea hidrocentrală. Îi luai cu tot cu ucrainieni, te duceai la Bruxelles, ziceai, uite bă, cum trebuie să negociem, aia chiar e o problemă gravă. Și
l-a ajutat și pe Zelenski, pentru că acea hidrocentrală a fost începută de mult sub Poroșenko. Sunt niște oligarhi de nivel de oblast acolo foarte mari și nici ăștia de la putere în Ucraina, Partidul Sluga Narodu, nu pot nici ei să... N-au făcut curățenie pe toată țara. Abia a început campania anticorupție, ajutai și pe ei să mai, să mai rupă niște capete de corupție teritorială de la ei, că acolo se așteaptă unii să facă niște bani foarte mari. Asta face un lider regional, când ai capacitate de a proiecta influență și de a proiecta reguli europene. Când n-ai, faci galerie pentru fece voluntari electorali. Dar ce fără club la Roma, la Lazio? Dar mai este o chestiune. Ce începea să se, începea să se discute săptămâna trecută din ce în ce mai intens, chiar așa cu toată, cu o parte din presă controlată, despre foarte probabil eșec al PNRR. Și brusc s-a discutat că tranșa a doua s-a putea să o luăm sau să nu o luăm, tranșa a treia... Cred că studio e Sorin care a lansat tema asta. Absolut, exact. 50-50 o luăm sau nu o luăm, dar oricum nu acum. Adică de treabă noi discutăm acum, nu să discutăm despre chestii cu adevărat importantă și relevantă pentru România, acest PNRR care va urmează să... Deci în loc să reformeze pensiile speciale, Budăi se duce la Chișinău să vede cu partidul Plahotniuc, iar ministrul justiției bagă să extindă pensiile speciale. Care-i benchmark? În loc să vorbim despre asta, iată, noi discutăm despre Băstroie. Deci nu cred că e o coincidență din nou. Nu cred că e o coincidență. Dar nu se pare foarte grav că tema de fapt nu e falsă, tema e adevărată? Tema e adevărată. Se întâmplă și noi. Există, că dacă ascundeau cu o minciună, cu o diversiune, cu o fumigenă, exact. Și așa, dar ce, nu, să, dar vezi, cea mai bună manipulare de la un adevăr. Cea mai bună diversiune este manipularea unei realități. Exact. Și probabil că acolo ucrainenii au calcat pe bec, și au adâncit prea mult, au făcut, au tres. Au fost lăsați să facă chestia asta și puteau să nu fie lăsați. Și că domnul Iohannis a sărit și el din baie cu recomandarea să nu mai vorbească politicienii despre asta. Întrebai de Ministerul de Externe. Există destule mărturii de-a lungul timpului că domnul Aurescu nu a depășit momentul în care se lupta el cu ucrainienii pentru insula Șerpilor, pentru toate acestea. Oarecare anti-ucrainism. Aici, Răzvan, să știi că eu înțeleg el. E tot establishment. E o memorie instituțională acolo care n-ai cum să o înlături, pentru că relația cu Ucraina a fost foarte, foarte dificilă. Corect. Adică n-am bătut cu ei la tribunal internațional. N-ai ce să... Acum, desigur că pericolul e Rusia și noi trebuie să-i sprijinim, dar sunt mulți care nu uită. Sentimentele că au contează. Acolo. Știți, inima e tot la amanta noastră fugară, Plahotniuc, adică nu-i cu ăștia de acum, n-ai cum, adică asta o faci din interes, e căsătorie de interes, avem interese comune și cu Moldova și cu Ucraina, dar inima ta e în altă parte. Bun, eu stau și mă întreb pe de altă parte, totuși, cum să nu facem ciorba asta care sună și ea foarte populist, de data asta din partea domnului Iohannis și altora ca el, care zic... Nu scoateți o vorbă că se pune în pericol ideea de solidaritate cu Ucraina. Eu cred, Sorin Ionită, noastră va aparține formula asta. Cred că putem să mergem pe stradă și să mestecăm și gumă, o spuneți des. Cred că și în cazul ăsta putem să facem diferența între a sprijini Ucraina pentru că e o țară agresată, invadată. Și au atunci când trebuie criticat. În felul ăsta, acum, iertați-mă, dacă văd în Ucraina omorând pe ceva pe stradă, o să zic, nu spun nimic pentru că... Dacă asta implicație este falsă, una este să fii oficial public, să ai răspundere, deci eu n-aș vorbi dacă aș fi ministru așa aiurea, și alta e să fim noi comentatori, e libertate de opinie în România, putem spune chiar și prostii, chiar și conspirații, n-am ajuns stat polițienesc. Cred că oamenii puteau fi și lămuriți că acolo se întâmplă ceva, iar noi studiem sau acceptăm. Noi suntem și că în același timp susținem. Ministru de resort e alta. Domnul nu are drept la opinie, asta trebuie să... N-are drept la opinie. Nu are drept la opinie. El are obligația de a ne informa corect, nu de a ne spune ce a visat el azi noapte. Da, în contextul ăsta, uite, noi avem un eurobarometru care arată că români sunt cei mai sceptici din Uniunea Europeană când vine vorba de ajutorat ucrainenii și de la refugiați până la ce să le dăm acolo în efortul de război și așa mai departe. Nu înseamnă că raportat la populația României sunt majoritari în România cei care neagă lucrurile astea, dar sunt cotele cele mai mari din Uniunea Europeană și anume... Un sfert dintre români dezaprobă furnizarea de ajutor umanitar oamenilor afectați de război. Cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, la mare distanță chiar și de Bulgaria și Slovacia, țările alea duplicitare de care pomeneați ceva mai înainte. La fel, fruntași la rata de dezaprobare față de primirea în UE a refugiaților de război, tot 24%. 35% dezaprobă orice sprijin financiar dat Ucrainei. Adică
sondajul e făcut înainte de apariția episodului cu Băstroie. Dar mă întreb, Gheorghe Alomițianu, dacă am mai face un eurobarometru peste două săptămâni, oare ce o arăta după episodul ăsta? Poziția multor români de a nu ajuta Ucraina este că își pune întrebarea, pe noi nu ne ajută nimeni și o ducem foarte greu în perioada aceasta. Nu cred că e lipsă de solidaritate. Îi văd pe cei din Ucraina venind în România, care o duc foarte bine, sunt ajutați, dar sigur că ar trebui să ne gândim ce greu este să-ți părăsești familia, casa și să pleci din țară. Dar sunt foarte mulți români care o duc foarte greu și spun pe noi nu ne ajută nimeni, dar pe alții îi ajută. Uitați și legat de cereale, foarte mulți fermieri intră aproape în faliment și spun, domnule, uite, îi ajutăm pe cei din Ucraina, dar uitați noi cât de afectați suntem. Nu putem să ne vândem cerealele, avem probleme cu laptele, oamenii sunt foarte mulți cu venituri foarte mici și au fost loviți de puterea de cumpărare și n-au fost ajutați. Și cred că asta a cântărit mai mult decât lipsa de solidaritate față de cei din Ucraina. Da, dar știți că situația asta e și la fermierii polonezi și acolo, adică tot pe piața aia sunt și ei de cereale. Sunt ajutați mai mult. Sunt ajutați mai mult. Subvențiile sunt mai mari. Asta e o marotă că sunt alții ajutați mai mulți ca noi. Nu sunt. Nivelul politicile europene sunt aceleași peste tot. Și în rest, ce decide fiecare guvern? Păi îl opă domnul Ciolacu. Ce vrea Ciolacu aia să face în țara asta? De ce nu-i ajută? Da. E vorba de bugetul național. Polonia se acordă subvenții de bugetul național. La noi nu. La noi se acordă linii de credite. Și uitați ce a spus Banca Națională, că expunerea băncilor față de administrația publică și ca urmare a garanțiilor de stat. Și e o vulnerabilitate pentru sistemul bancar. Trebuie să vină cu ajutoare, cu scheme de, scheme de stat, că altfel mulți fermieri vor da faliment. Da, uite că cu toate derapajele astea ale lui Ciolacu și Grindeanu, președintele Iohannis e mulțumit de coaliția asta, mai ales că urmează Ciolacu să devină premier la sfârșitul lunii mai, dacă totul merge conform planului. Și el zice că trebuie continuat pe linia asta, pentru că această coaliție a adus stabilitate în România. Sunt foarte mulțumit că există această coaliție, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest guvern are o majoritate solidă în Parlament și că am evitat să intrăm în recesiune. Am reușit să trecem până acum cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Că se mai ceartă unul cu altul, că mai iasă câte un politician avid de notorietate publică, așa e în politică. Nu cred că putem să ne așteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos acolo în banca lor și să nu zică nimic, că n-ar fi politicieni. În principiu însă, lucrurile funcționează în mare și s-a văzut. România are creștere economică, are una din cele mai mari creșteri economice. Criza energetică nu a dus la sărăcirea populației României. În continuare putem să ne încălzim casele, putem să aprindem lumina și acest lucru nu a fost chiar așa de la sine înțeles când a început criza și când toată lumea ne-a spus că nu o să facem față. Ba uite că am făcut față. Inflația scade, cu toate că au fost suficient de mulți care ne-au spus că nu o să fim în stare să facem nimic. Ia că totuși am făcut. Stau și mă întreb unde ar fi trebuit să ajungă inflația dacă acum e bine. Cam asta, asta nu înțeleg. Tot ce a spus președintele sunt factori de influență regional. Deci ce s-a întâmplat la noi, cam așa merge toată lumea în tandem. Un pic aparte Ungaria, care e mai prost din cauza că acolo guvernul a făcut prostii și mai mari. Proactive. Dar în rest, Bulgaria fără guvern tot pe trendurile astea este. Deci, care e diferența cu marea coaliție super stabilă? Am vorbit săptămâna trecută cu un producător mare de bere din România, care a zis că le-a scăzut vânzările. Deci lumea nu mai cumpără nici bere. Dacă e atât de bine în România, nici măcar nu eram printre... Eram campion la... Mă rog, eram pe... Era foarte mare consumul de bere în România. Știi că unele produse alimentare în unele magazine sunt cu cutie de siguranță, să nu poată fi furate, desfăcute și așa mai departe. Era ca parfumurile în alte vremuri sau ca electrocasnicele. Chestia asta, te uiți pe niște indicatori, o,
astea sunt succesele noastre, sunt ale noastre. Păi uite-te în toată regiunea și în toată Europa, că astea sunt trendurile, deci ești pe trenduri, practic te duce Europa înainte, că ne-am făcut parte. E un succes, domnule Iarovițeanu, că uite, fost ministru de finanțe, expertiză în domeniu, e succes ăsta că a ajuns inflația doar atât de mare, nu mai mare, că inflație e. Adică luați un pachet de unt și verificați-l. Domnul președinte, da, poate s-a referit la faptul că putea să fie mai rău. Putea să adică fie putea instabilitate fie ca în Ungaria, și mai mare drept, și instabilitate politică. E ca aia, cu 50 de bani la benzină fie... vi se dau, nu vi se iau, nu? Cam așa. Putea să fie și mai rău, putea să n-aveți ambele picioare. Mai rău. Da. Dar nu putem spune că suntem într-o direcție bună, chiar dacă avem creștere economică, se bazează pe consum stimulat din importul și vedem că deficitul balanței comerciale a fost mai mare cu o treime în 2022 față de 2021 și avem deficitul balanței comerciale la alimente peste 1 miliard de euro. Deci acolo avem o mare vulnerabilitate. Vedem că totuși multe firme din România riscă să chiar să-și reducă activitatea și unele chiar să ajungă în faliment și dacă nu se va veni cu niște scheme de ajutor de stat să fie sprijinite, sigur că economia s-ar putea să nu se intre în recesiune, dar acea creștere economică să-și reducă foarte mult ritmul și chiar discutam astăzi cu un reprezentant al PNR-ului, dacă nu se atrag fondurile europene, problemele vor fi mult mai grave în economie. Sigur că dacă ne comparăm cu alte țări, putem să spunem că suntem pe aceeași linie, dar vulnerabilitățile sunt foarte multe în România și se spunea de Bulgaria. Bulgaria se împrumută la 2%, noi ne împrumutăm la 8-9%. Și vedem și expunerea administrației publice față de sistemul bancar, dar putea să nu mai ne împrumute băncile din România. Dar avem o problemă cu finanțarea deficitului. Sigur că la nivelul Ministerului de Finanțe a fost mai multă hărnicie de a-mi împrumuta mai mult, pentru că se estimează că dobânzile vor crește și mai mult în perioada următoare. Deci nu mașina de împrumuturi merge ca un sas. Motive de bucurie, dar să știți că dacă la nivelul coaliției avem o majoritate confortabilă, la nivelul deciziilor sunt mari probleme și aici avem mult de lucrat. Chiar dacă avem peste 60% avem lipsă de decizii și vedem și în PNRR legat de PES, ar putea să se suspende și s-ar putea să nu mai primim bani sau să-i dăm înapoi. Cu toată majoritatea asta, uite că nu se întâmplă mare lucru sau cumva ne aflăm în aceeași logică, noi facem, dar nu spunem nimănui ce facem. Că în afară de un an de zile în care s-a discutat despre compensarea facturilor la energie și de când a început anul ăsta de tichetele alea de ajutor la aceleași facturi de energie, care azi aflu că nu se mai dau prin Poșta Română, începe altă tevatură cu ele, adică e never ending story cu aceste tichete, coaliția asta cu ce s-a ocupat? S-a ocupat cu foarte multe lucruri și noi nu știm? La fel cum noi nu știm cum ajutăm Moldova, cum ajutăm Ucraina? Suntem la fel? E foarte mulțumit de coaliția asta. Ce a făcut ea? E o coaliție discretă. E o coaliție... Tace și face. Ce face? Nu, tace și face, asta e clar. Problema e cât face și ce face. Da? Adică ceva face. Ca să... Acum, nu știu ce să punctez aici. Păi uite, cum zicea domnul ministru, PNRR-ul, de exemplu, îl face. Suntem cu tranșa a doua blocată și cu tranșa a treia la capitolul nici vorbă. Uitați. Atât face pe PNRR, da? Adică a făcut prefinanțarea, a luat prima plată și s-a oprit aici deocamdată și semne că se deblochează situația nu sunt. Nu, și sunt lucruri de neînțeles. Bun, hai că sunt chestii impopulare, grele, pensii și urmează salarizarea la bugetari. Vedeți dumneavoastră așa ceva, vreo lege de la Budăi își asumă așa ceva. Dar de Budăi ce mai degrabă împiedici? Să lasă demis din cauza unor scandaluri de băutură și femei? De ce după cum împiedici? Zic iar colegii, adică, de partid. De ce faci doar de băutură, aș zice. Păi nu, așa ziceau articolele de presă, că existau și niște reclamații de la niște colege. Acum nu știu dacă ăsta e pornirea lui să aibă grijă ce face când se mai duce la Chișinău, că acolo avem o istorie cu ăștia care s-au dus, care le cam așa și nu prea știau cine când îi filmează și acum au multe disconforturi. Repet, e o anchetă de presă a colegilor de la Libertatea care... Păi el aici și faptul că el la începutul februarie e la Chișinău cu partidul Plahotniuc e o realitate. Au apărut poze, s-a văzut cu ei și îi dau un avertisment. Dom'le, ai grijă că acolo se filmează. Și îți spun chestii în brațe, îți bagă pe buzunare. Adică mulți au fost filmați pe de-astea.
Bun. De ce să împiedică de porcării care nu-i costă nimic? Cum e legea avertizorului de integritate, aia nu costă la buget. Deci ce faci porcării ca să te împiedici cu alea în PNRR? Deci am blocat 3 miliarde. Nu ți ajunge că nu ești în stare să reformezi pensiile, care e greu. Între, uite, în Franța, chestii, e greu cu pensiile. Iohannis, facem o coaliție mare ca să putem să facem ce e bine pentru țară și impopular. Așa trebuia să zici. Dar nu și-au asumat nimic. Da. Imediat după publicitate, vă explică tot Ciolacu de ce e atât de greu cu pensiile. Stați cu noi! Pensiile militarilor sunt pensii ocupaționale, nu sunt pensii speciale. Peste tot în lume, la toți partenerii noștri din NATO, pensiile militarilor nu sunt considerate pensii speciale. Este în acest moment o lege în Parlamentul României, ea a fost stopată din circuitul legislativ, fiindcă cu toții am așteptat să vedem raportul Băncii Mondiale. Lucru corect. Adică nu putem să-i dăm pe repede înainte și să scoatem o lege greșită, cum am făcut de atâtea ori, pe emoție, în ceea ce privește pensiile speciale, formă să fie declarată neconstituțională sau comisia să nu fie de acord cu îndeplinirea jalonului. Deci nu pe repede înainte, nu pe emoție. Avem explicația pentru care stăm și o lălăim cu pensiile speciale. Explicația oficială, mă rog. Pe lent înainte, că trebuia dat pe 31 decembrie 2022 legea asta. Unde ne grăbim? Dar nu-i decât 23 februarie. Unde ne grăbim? Da, unde ne grăbim adică noi? Nu e pe repede înainte deloc. Din contră, trebuia de 2 luni rezolvată problema. Asta facem noi. De un an și 2 luni. Asta înțelegeți că facem noi, manifestăm prudență, adică studiem legea, o luăm pe toată și pe dungă și pe toate părțile, că ea e cum e. Adică asta s-a înaintat. Și cât studiem, domnul la justiție bagă și pe grefieri. Deci cât e studiu în derulare, îi bagă și pe aia acolo. Dacă adică mai studiem mult, o să apărăm și noi, cred, poate în legea aia. Poate ne prindeți toți, un moment dat. Nu trebuie să uităm în cadrul de discuțiile noastre că suntem un an preelectoral. Și la anul va fi an electoral și va fi și mai dificil. Silviu, și, apropo de jaloane, PNRR 3 miliarde, ce alegem? Hai să an electoral, partidele aleg, an electoral și voturi, adică bun. Despre ce vorbim? Și eu aș alege tot anul electoral. Și 3 miliarde la da. Dar 3 miliarde alea nu erau parte din frumusețea, da. Că tu numai ai 20 din 30. Exact. Deci o să rămânem undeva la 8, 9, nici cred la 10 nu cred că ajungem. De miliarde din cele... Bune și asta ar zice românul. Dar asta era planul de la început, dar ei n-au zis. Păi nu, dar nu făcea parte din anul electoral, din frumusețea de an preelectoral și electoral, să ai miliarde multe de la PNRR. Anul electoral e nu te fi lai cu el, cine și aleapșa pentru aia, gândește-te. Nu-i vorba că nu iei banii, ci cine și aleapșa că n-au venit banii și ăla e un alt joc, cu altă logică și sunt bun la jocul ăsta. Te lăudai cu ce ai de vină. Va fi un SR-ul de vină că a făcut PNRR-ul ăla. Sau SR-ul. Da, au început deja. Da, corect. Au început deja să sugereze asta. Cred că Ciolacu chiar dacă nu cumva a lăsat de înțeles chestia asta. Nu e vina lor, mă, ne-au împiedicat. Concluzia e că o să ne spună că... Concluzia e că n-ai cum să respecti ce ai zis comisia, că Comisia Europeană a zis că pensiile militare nu sunt pensii ocupaționale, sunt pensii speciale. De vreo 3 ori. De vreo 2 ori am întrebat, deci, ne-am făcut că domnul plouă, după aia acum am început să zică singuri. Domnule, scoate din categoria pensii speciale. Eu înțeleg, oricum presiunea bugetară cea mai mare e pe pensiile militare, da? Dacă nu rezolvăm într-un fel problema asta, degeaba rezolvăm problema pensiilor speciale. Că restul sunt peanuts, cum zic americanii. Am un număr pentru tine, 18.000 de lei pe lună, pensia militară a domnului Ciucă. Bun, domnul Ciucă a fost în război, în Afganistan, a fost... Aici este și multă ipocrizie din partea lor, că amestecă foarte multe lucruri și scot acum militarii la înaintare, că e și război și armata noastră care e sus în sondaje. Deci nu militarii sunt problema, pentru că la militarii e o profesie unde nu poți să profesezi până la 65 de ani. N-ai cum dacă ești ofițer în front. Dacă ești la bucătărie sau la administrație, poate că ai putea. Și ei sunt mulți. Problema este cu celelalte profesii unde poți foarte bine să stai până la 65 de ani, nu mai zic, magistra și o grămadă, dar chiar și oameni cu epoleți din poliție, IGS-ul. Păi care ăștia care emit acte, buletine, pașapoarte, dar ce mă, nu poți stai un pilot nu mai vorbim de alți specialiști care, cum să spun, cu cât înaintează vârsta capătă experiență. La 50 de ani, pe ăla care e la evidența populației.
De ce? Numai că are niște epoleți. Deci, dar discuțiile astea nu vor să le ducă și asta arată că sunt ipocriți și s-ascund după cei câți sunt 10-15 mii de militari pe care chiar i-am avut în teatre. Și ăia și-au pus viața la Saramură, da? Și-au pus pielea la Saramură. Uite că nu dar vrem nu să facem niciun fel de diferențieri și niciun fel de separări. Da, bufetiera e tot una cu generalul din Afganistan. Dar adică, cred că aici nervozitatea cea mai mare nu e atât pe cuantum acestor pensii, ci pe această idee că se iese la 45 de ani. Adică aici cred că... Și pe inechitate, și pe inechitate în general. Da. Că mulți trag adică... în privat, mulți muncesc, mulți își au al doilea job și tu simți că unii îți râd în față și la 45 de ani au plecat și se întorc tot acolo sau... Nu-s mulți! Dar ăsta fac efectul demonstrativ cu pensiile astea mari, iar ăia mulți nu mai ajung să discuți de ei. Și ăia, într-adevăr, sunt cei cu epoleți, acolo e numărul mare. Da, și acolo trebuie să faci o separare. Cine merită? Pentru că nu mai poți să fii nici de ăsta care sparge uși la trupele de, cum să zic, ăștia, poliția de intervenție, da? Ăștia mascații. Nu poți să fii la 60 de ani. N-ai cum. Deci ori îți găsești alt job, ori te scoate la pensie mai devreme, că ți-ai pus pielea la Saramură. Dar ăla de la care a învârtit hârtii și e tot capitan. Domnule Lumițeanu, cum facem că dacă pierdem banii ăștia, nu știu, să gândește guvernul că îi recuperează prin împrumuturile de care ziceați mai devreme? E posibil, s-ar putea să se joace electoral și să se dea vina pe USR. Va fi foarte greu să se treacă de acel jalon cu pensiile, a spus-o și ministrul Boloș. De ce s-a oprit acel proiect de lege? A crezut că poate să rezolve ușor. Comisia a transmis că nu este mulțumită de acel proiect pentru că impactul bugetar este foarte redus. Raportul Băncii Mondiale va fi, într-adevăr, mai puțin dur decât este în PNRR. În PNRR se spune că toate pensiile trebuie să fie pe contributivitate, mai puțin pensiile care, adică ale magistraților, pentru că este o decizie a Curții Constituționale. Sigur că Banca Mondială a venit cu o soluție, un procent pentru pensiile militare, având în vedere război, un procent din anumit venit. Și le e frică foarte mult pentru că vor reduce pensiile și sigur că un partid a plătit în 2010 și o să le fie frică. Dar va fi foarte greu să se treacă de acel jalon pentru că noi suntem și în procedură de deficit excesiv. La anul trebuie să ne situăm cu deficitul sub 3% și perspectiva în anii următori. Va fi foarte greu de trecut acel jalon. Degeaba noi facem declarații că nu sunt pensii speciale, că sunt ocupaționale. Problema este că la Comisia Europeană singurul care a avut o discuție a fost primul ministru care a discutat cu președintele Comisiei Europene și ne-a spus foarte clar cei de la Comisie. Veniți cu niște criterii pentru a face sistemul sustenabil. Și să știți că și legea salarizării e în discuție, pentru că și legea pensiilor și legea salarizării au fost considerate nesustenabile și am avut în 2020 un deficit de 10%, iar Comisia Europeană a demonstrat că noi am ajuns la 10% ca urmare a acestor două legi care erau nesustenabile. Și atunci, sigur, va fi foarte greu să se treacă de jalonul acela. Probabil se va juca electoral și se va da vina pe USR, dar vom pierde bani. Iar la ce o să ne încălzească chestia asta, mai ales că... Vom avea mari probleme economice. Din ce știți dumneavoastră, ministru Budăi, s-a dus vreodată la Bruxelles să vorbească cu... Mă rog, cu... Nu. Nu s-a dus nici, n-a călcat. Deci numai el la București. A fost singura discuție când a fost comisarul european pe muncă și securitate. A fost o discuție. Dar știți cum sunt discuțiile acestea. Sunt protocolare. Dacă nu te duci să pui pe masă variante de lucru, de negociere, comisia nu stă de vorbă. Așa se întâmplă în negociere. Trebuie să mergi cu variante de lucru. Bun. Și dacă s-ar duce cu variante de lucru, sigur că ar fi o rezolvare. Dar ei nu. Așteaptă Banca Mondială. Dar Banca Mondială va veni cu un raport care nu va fi acceptat în Parlament, având în vedere partea electorală. Da. Mulțumesc foarte mult, domnilor, tuturor. Ne revedem mâine la 21.